Familia lui Cornel Dinu a murit în această dimineață la ora 4:30. Medicii au constatat decesul după ce vreme de 2 săptămâni s-au străduit să o salveze. De la Spitalul de Urgență Floreasca, Florentina Robe vine cu mai multe detalii. Florentina, bună seara! Bună seara! Silvia Dinu era grav bolnavă și a ajuns aproape în coma aici la Spitalul Floreasca. Avea diabet și din cauza lui făcuse insuficiență renală și ciroză. Tot din cauza aceleiași boli, în urmă cu o săptămână, medicii au fost nevoiți să-i amputeze piciorul drept. Cu un an înainte, Silvia Dinu trecuse la Geneva printr-o intervenție similară. Surse medicale susțin că se neglija. Avea nevoie de dializă, însă soția acționarului dinamovist refuza să vină la spital și tratament. Ea a fost tratată aici la Spitalul Floreasca de același medic care în luna august îl operaseră pe corp pe soțul ei, Cornel Dinu. Cornel Dinu a sperat până în ultima clipă că soția lui va fi salvată, însă acest lucru nu a mai fost posibil. Florentina, mulțumesc. Cristian Cioacă vrea să